Ce fac eu? Fac arborele genealogic. Așa un tablou care ne arată cine au fost bunii noștri, străbunii și... Mai scurt, străbunelul noastre, da? Da. Străbunelul, adică tatăl meu, străbunelul vostru, Valeriu Grosu, iată aici. Tatăl lui, adică străbunelul vostru, e Andrei Grosu, iată aici. Așa, străbunica, e Daria Grosu. Dar fratele lui Andrei Grosu, lui străbunelul vostru, asta e Gurii Grosu, mitropolitul Basarabiei. Laud harul tău, stăpână, rogu-mă ție, mintea ce mi-a umplut de har, povățuiește-mă să păzesc drept pe cale poruncilor lui Hristos, întărește-mă să priveghez într-o cântare somnul, iznădăjduirii alungându-l, legat sunt de legăturile cădejilor împăcate, cu rugăciunile tale slăbăzește-mă mireasă-l Dumnezeu, păzește-mă... Biserica lui Hristos era și este pentru mine hrana sufletului meu, iar poporul moldovenesc era și este pentru mine sângele, adică viața mea. Din primele zile ale tinereții mele am simțit și am priceput să trăiesc nu după chipul lumii acesteia, la care am renunțat și de care m-am lepădat, ca să îmbrățișez cinul monahal și al înfrânării de toate, ca să mântuiesc sufletul. Pe 16 noiembrie s-au împlinit 79 de ani de la trecerea la cele veșnice a primului ierarh al Basarabiei, Gurie Grosu. Mitropolitul a fost un model de atitudine și demnitate pentru societatea de atunci și continuă să fie și pentru generațiile de astăzi. Sunt nepotul preotului Andrei Grosu, fratele mitropolitului Gurii al Basarabiei din perioada interbelică. Nimorenie este satul în care s-au născut, iar undeva în centrul satului se afla casa lor. Străbunelul Ștefan era dascăl și locuia în preajma bisericii. A murit de tifos la vârsta de doar 32 de ani. Străbunica Ecaterina avea pe atunci 25 de ani și 3 copii de crescut, Gheorghe, călugărit Gurie, Andrei și Elena, călugărită Iliconida. Bună ziua și la mulți ani! Sănătate, bucurie! Am o rugăminte mare. Nu știți unde s-a născut mitropolitul Basarabiei Gurii Grosu, în alt preasfinția sa? Am auzit undeva pe aici, în mijlocul Nimorenilor. Eu sunt din familia Grosu. E extraordinar, iau ce a nimerit bine. Aici eu trăit bunelul meu, tatăl bunelul meu, bunelul lui tatăl meu, Nicolae Grosu, fratele lui tatăl Gurii. Ștefan Grosu. Aha. Ștefan Grosu, da. Și au trăit aici, Gurii Grosu, de multe ori amintește din spusele lui tata meu, de multe ori ne-a spus că vine Gurii Grosu pe aici. Și asta e gospodăria dumneavoastră, da? Da, da. Din bunei. Din bunei, străbunei. Casa părintească a mitropolitului nu s-a păstrat. A ars cu 120 de ani în urmă, atunci când a ars și satul și biserica de lemn. La 145 de ani de la naștere, născut în 1877 pe 1 ianuarie, la 79 de ani de la trecerea sa în eternitate, a decedat pe 16 noiembrie, zi de marți, în Spitalul Brâncovenesc din București. Noi trebuie să ne mândrim. El este primul, este autorul primului abecedar cu grafie latină. Bunii noștri au învățat carte de pe abecedarul lui. Vedeți că noi, dacă am pune în valoare ceea ce au creat înaintașii noștri, noi mergem mai drept pe drum.
Noi n-am fi așa de flexibil, noi n-am fi ca niște scai să mergem, să ne lăsăm locurile, cimitirile și să mergem, nu știu, ne scăutăm ceva de bine și mai de jos de burtă, numai aceste interese pe care le promovează societatea consumeristă. Gurie Grosu a fost primul titular al Mitropoliei Basarabiei după unirea din 1918. Înaltul prelat a fost, de asemenea, unul dintre promotorii românismului. Personalitatea lui este înrădăcinată în conștiința poporului nostru pentru că, prin prisma activității sale misionare, s-a identificat cu năzuințele oamenilor, luptând pentru idealurile acestora. Știam că Bunelu a fost în sat preot, dar că a fost fratele mitropolitului, n-am știut până la moartea tatălui meu. Înainte de moarte el mi-a spus, atunci eram student, deja și mi-a povestit. Dar cum a fost, cum a trăit în familie, doar ei se întâlneau foarte des, când el era mic, de Paști, de sărbători, de Crăciun, erau multe de povestit și multe să le aflu, dar n-am avut așa noroc. Și a trebuit să mă duc să caut alții să-mi povestească. Această casă este construită din Mitropolitul Gurie, în care a trăit sora preasfinției sale, monahiei de Conida. Mitropolitul Gurie venea în ospiții de două ori pe an, când avea drum, mai ales la Mănăstirea Hârjauca, numai decât mitropolitul intra și la măicuță de Conida. Era o măicuță liniștită, timidă, nu era vorbăreață, se vede că era o măicuță rugătoare. Mănăstirea din Reciula este de tip idioritmic. Până în 1959 căsuți locuiau câte 2-3 măicuțe. După 59, multe au răpăsat. Din 260 care erau la închidere, la redeschidere 1989, de acum erau numai 70 de măicuțe. Astăzi avem numai 10 rămas. Aceasta este chilia în care, când mitropolitul Gurie venea la mănăstiri, se odihnea în ea. Și alăturea era chilia cu plita, unde micuța Heliconida pregătea bucatele pentru a-l servi pe părintele mitropolit. Ca să nu-l deranjeze, ca o stimă și ca să nu fie prea des chiar în fața mitropolitului ca o parte femeiască, măicuța totdeauna bucatele îi le dea mitropolitul prin ferestruica care este dintre ambele camere. Mitropolitul Gurie Grosu este unul dintre primii misionari care nu a așteptat ca oamenii să vină la biserică, ci a mers din casă în casă, din sat în sat, învățându-i toate rânduielile, cântările și slujbele în limba română, pentru ca serviciul divin să fie pe înțelesul enoriașilor. Eu am ținut să fac vizitele mele canonice, ca arhiepiscop și mitropolit de-a lungul și de-a latul Basarabiei, cu cel mai mare fast și cu cel mai mare alai, însoțit fiind nu numai de protoierei și subalternii mei, dar și de autorități și cu alai public. Acest fapt era o necesitate absolută în provincia Basarabiei, unde lumea era obișnuită din timpul țarist numai cu astfel de vizite canonice arhiepiscopale. Și eu, ca mitropolit român în Basarabia, eram obligat să nu dau o impresie mai slabă pentru nimic în lume decât cum era pe timpul rușilor. Eu eram nevoit să fac nu o vizită, două sau trei, ci din contră să stau în continuu pe drum, străbătând toate colțurile Basarabiei, pe cât posibil prin toate satele și cătunele, să vizitez școlile, azilurile, spitalele și temnițele, propovăduind în tot locul cuvântul de înălțare românească și creștinească. Întrucât parcursul firesc al nostru a fost de atâtea ori curmat, noi am pierdut această capacitate de a ne uita la rădăcini și de a vedea cât suntem noi de pregătiți să înfruntăm ceea ce ne așteaptă, ce viitor avem noi. Și iată acest fundament, această stare de siguranță care ni se trage de la moșii și strămoșii noștri, noi trebuie să o cultivăm în noi, trebuie să ne cultivăm interesul pentru trecut, interesul pentru arborile genealogice. Trebuie să le spunem și copiilor noștri că fără trecut nu există viitor.
Gurie Grosu a fost și un mare promotor al culturii, a editat abecedare, cărți, a introdus limba română în serviciul bisericesc și a contribuit în mod exemplar prin eforturile sale la revenirea Basarabiei în sistemul de învățământ românesc. El a colaborat cu numeroși intelectuali din cadrul Societății Culturale Astra și a urmărit înființarea căminelor culturale în comunele din Basarabia, pentru că problema analfabetismului era una gravă. Acesta este abecedarul pentru anul întâi de școală, abecedarul moldovenesc, 1918, prima cărțulie, și a doua cărțulie este din 1917, tot pentru anul întâi de școală, tot abecedarul moldovenesc, se vede că este altă ediție. Și avem cărticica de rugăciunile și lămurirea lor, tot de preasfințitul metropolit, din 1920. Mătușii Eudochia, mă tată Tanii povestit despre abecedarul lui Mitropolitul Guri și că eu l-am adus. Da, da, uite, vezi? Despre mine. Ești ăla? Despre că, din care ai învățat, mă tale? Eu l-am văzut asta și am văzut. Iar că mă tată povestit de rugăciunea căruișiunea școlarilor. O știi asta care e aici? Doamne că... Sfinte, Împărate, noi cu toții te rugăm. Apoi ăsta e. Așa, așa. Da, poezia asta cu vestitorul dimineței? O știi pe asta? Cânte cu coșelul din ieși dimineață, scoală-te copiile, spală-te pe față. Da, da, da. Cu coșelul nostru strigă în gură mare. Vreme e copiile pentru închinare. Vezi, eu dintre însă le știu și mai știu încă una. Floricică frumușă, cine te-a făcut pe tine? Cine haina ți-o țesut? Cel ce m-a făcut pe mine, tot acealași pe tine. El e tatăl meu și al tău și se cheamă Dumnezeu. Gurie este printre puținii prelați care, alături de activitatea lui pastorală, duhovnicească, religioasă, a avut timp și s-a plecat și asupra cărților, asupra operei scrise și ne-a lăsat opere de cultură. Mai ales că despre aceasta avea absolut nevoie Basarabia. Când a fost redeschisă tipografia în 26 octombrie 1906, pentru că o perioadă de un sfert de secol, din 1883 până la 1906 a fost închisă, îl avem pe Gurie, care a făcut atât de mult pentru editarea primei cărți în această tipografie reactivată a Psaltirii din anul 1908, care a fost distribuită apoi centralizată aproape în toate bisericile și parohiile basarabene. Imediat după ce editase Psaltirea, a reușit să mai dea o carte a lui, cartea despre legea lui Dumnezeu. Și totodată milita, pentru că era o idee frumoasă, între preoțimea basarabeană atunci, să deschidă o revistă bisericească în limba română, lucru care se va întâmpla la anul 1908, începând cu 1 ianuarie, se va deschide și acea revistă. Un titlu atât de frumos, Luminătorul, adică de a lumina. A lumina acea populație a Basarabiei, care într-un secol rusesc, de fapt, era totalmente analfabetă. Noi îl readucem pe Mitropolitul Gurie acasă, să știm că avem un trecut, că avem personalități cu demnitate, cu verticalitate, care ne pot fi modele de caractere. Decenii la rând, după un secol de ocupație rusă, activitatea Mitropolitului Gurie Grosu a fost un subiect interzis, iar accesul la informații despre personalitatea acestei figuri emblematice a fost limitat. La 145 de ani de la naștere și la 79 de la trecerea în eternitate, a fost lansat cel de-al patrulea volum intitulat Mitropolitul Gurie și revista Luminătorul, o ediție îngrijită și coordonată de doctorul în istorie Silvia Grosu și protoiereul Viorel Cojocaru. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul și a avut aproape oameni care pun preț pe acțiunile înfăptuite de Mitropolitul Gurie, păstorul de neam. Mă bucur de acest eveniment și de această carte care a ieșit, că s-a făcut un lucru poate în premieră la noi în Republică. Doi cercetători, unul merean și unul preot, au făcut un tandeu și a făcut o carte foarte bună, care cartea aceasta are importanță pe mai multe, pentru noi, pentru mine sau pentru biserică. Prin aceea, mai întâi s-a făcut o legătură între luminătorul vechi al arhimanditului Gurie Grosu și luminătorul nou, care a fost reînviat. Asta o primă legătură. S-a făcut o cercetare serioasă, academică, a materialelor de acolo, care sunt expuse aici. Această carte este copilul pandemiei.
Mai mulți ați scris cărți în această perioadă, dar problema este că noi am explorat la maximum ceea ce aveam aici, că nu puteam să mergem nicăieri. Și probabil că și cartea aceasta, atunci când o citești, se simte că e făcută așa din suflet și cu tragere de inimă. Când te prinde un dor de istoria neamului, când simți așa un gol în suflet, că ceva nu-ți merge, apleacă-ți ochii pe filele unei cărți despre Mitropolitul Guriei. Și atunci ai să zici, Doamne, vrednici înaintași am avut. A fost un foarte bun român și un prelat care chiar și-a iubit păstoriții turma și a ținut foarte mult ca să-i vadă pe toți oamenii integri, uniți în cuget și în simțiri cu tot poporul românesc. Astea au fost motivele pentru care Mitropolitul Gurie Grosu nu a avut trecere în toată perioada sovietică. Trăiam într-un ateism militant, declanșat îndeosebi în perioada hrușovistă. Cunoaștem în ce stare s-au aflat bisericile, mănăstirile, lăcașele de cult în ansamblu și, bineînțeles, a avut de suferit poporul. Primind acest volum, al patrulea, despre Mitropolitul Gurie Grosu, am făcut constatarea că noi înaintăm în cercetarea și cunoașterea trecutului nostru. Dacă 20 de ani în urmă foarte puțin cunoșteam despre istoria noastră națională și în special despre cea bisericească, astăzi putem să afirmăm că suntem în posesia unui material solid în ceea ce privește cunoașterea trecutului nostru, inclusiv cel bisericesc. Menționez aici că meritul principal în cercetarea personalității lui Gurie Grosu aparține Silvie Grosu, doctor în istorie, și am participat întotdeauna și la lansarea celor trei prime volume. Acum suntem la al patrulea, la care s-a asociat și părintele protoiereu Viorel Cojocaru. Despre Mitropolitul Gurie Grosu am putea vorbi foarte mult. Este o epocă în istoria noastră și această epocă este cea mai luminoasă, perioada interbelică. A avut marele noroc să înfăptuiască, să participe și să trăiască în unitate națională și într-o societate în care valorile naționale au consonat cu cele creștinești. Și aceasta a făcut ca biserica să se ridice la nivelul menirii sale inițiale, să fie un factor de cultură, o instituție care exprimă esența națională a unui neam. Iată, aceasta a trăit și a făcut Gurie Grosu. A fost pentru noi basarabenii ceea ce a fost pentru ardeleni Andrei Șaguna. A pășit mai departe de biserică, a abordat problemele mai larg și, în primul rând, le-a abordat pe cele de ordin cultural, național, social, deoarece nu s-a limitat doar la chestiunile bisericești. O primă mențiune în acest sens ar aduce următorul exemplu. Gurie Grosu a fost acela care a pledat pentru învățământul în limba națională. Pentru învățământul laic în limba națională, nu cel bisericesc. S-a îngrijit de cultivarea întregului popor. La începutul anului 1908, în baza ucazului Sfântului Sinod din 20 decembrie 1907, a fost aprobat demersul prin care se solicita permisiunea de a tipări revista Luminătorul, avându-i redactor pe protoiereul Constantin Popovici și eromonahul Gurie. Este cea mai longevivă revistă care a apărut în Basarabia începând cu anul 1908, una dintre cele mai citite, care avea pagini de religie, literatură și spiritualitate românească. De ceea ce vedem în această carte
activitate în Mrupâtul Gurii Grosu este o parte numai. Pe lângă faptul că ce am găsit din toate revistele care le avem, eu dețin practic, nu vreau să mă dau cea mai mare colecție de reviste Luminătorul din perioada interbelică, iar revista Luminătorul în perioada interbelică este un act oficial în care putem determina activitatea Mitropolitului. Și îmi pare foarte rău că astăzi nu avem o colecție întreagă aceste reviste, iar ce ține de revista Luminătorul seria 9, anul 2023 va apărea o carte, un volum cu publicistica, bibliografia revistei Luminătorul seria 9, un alt volum va apărea cu notele sau indice de nume în revista Luminătorul și un alt volum va apărea indice de locuri în revista Luminătorul. Deci vor apărea trei volume în care noi dorim să promovăm, să atenționăm cât de important este astăzi să avem o revistă de căpătăia bisericii prin care își promovează valorile. Acest articol este redactat după moartea Mitropolitului Gurii Grosu și scris așa, citez: suflet mult zbuciumat, apăsat de vremele grele și mari de după unire, Mitropolitul Gurii lasă totuși în urmă o dâră de lumină care ar fi cu atât mai clară cu cât va trece timpul. Este foarte bine cei care au scris, pentru că noi ne convingem, cu cât trece mai mult timp, cu atât vedem mai clar mărimea și măreția acestei figuri care a fost Guriei Grosu. Mitropolitul Guriei Grosu rămâne un model de păstor, om de cultură, un adevărat misionar a cărui viață trebuie cunoscută, iar faptele acestuia merită să fie luate drept exemplu de corectitudine, consecvență și verticalitate. În ziarul Mișcarea din martie 1918 se scria despre părintele arhimandrit Gurie că este împăciuitor în consfătuiri și blajin în replică, reprezintă cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, nu cu ură și cu ocară, ci cu bună înțelegere și prin unire. Este un partizan convins al unirii tuturor românilor într-un mănunchi. În martie 1918, arhimandritul Gurie dorea ca toate teritoriile locuite de români să fie în granițele unui singur stat. Acesta a fost idealul lui Gurie, mitropolitul. Inimile noastre, cei cu ele oare, orice nerv mă doare, simt că abia mai sunt. Vreau o alinare, dar și aceea doare, în pustietate nu-mi vine să cânt. Pe icoanele sărate, unde au plâns soră și frate, sărutamile aș pe toate, să le sting durerea lor. Cu aducerile aminte, despre lucrurile sfinte, adunate în mici morminte, Doamne, iartă acest popor. Mitropolia Basarabia a fost înființată la 28 aprilie 1928. Primul mitropolit a ajuns Mitropolitul Gurie Grosul. După ce a venit aici Uniunea Sovietică, nu a mai putut reveni. A fost nevoit să rămână în București, în mănăstirea de la Cernica, și așa și-a plecat la cele veșnice. Și iată, după 70 ceva de ani, anii 90, am reînființat din nou Mitropolia Basarabie. După Mitropolitul Gurie Grosu, am luat eu ștafeta după 70 ceva de ani. Și noi, în acele momente, am trecut prin multe greutăți, prin multe persecuții, n-am fost recunoscuți de conducerea de aici, din Republica Moldova, 11 ani. La 11 ani am recăpătat de la Strazul dreptul de a funcționa aici, în Republica Moldova. Albumul e de epocă,
E din perioada interbelică. E de la București, de la familia Râșnoveanu. Ei ne l-au dat nou. E și deteriorat deja. Dar pentru noi este o mare avere. Și de aici avem chipurile celor dragi care au constituit, iată, în familia aceasta, fundamentul familiei. Uitați-vă câți preoți și sunt aici, preotese. Asta e memoria noastră, colectiv. Iată, asta e o poză valoroasă. Asta e ultima poză a Metropolitului Gurie. Iată, aici avem scris istoria acestei poze. Ea a fost oferită nepoatei Lidia atunci când ea cu mama sa la București s-au dus să-l vadă pe Metropolit, deoarece el nu avea voie să revină în Basarabia și să-și vadă rudele. Era exilat. Dar de ce Metropolitul Gurie a fost exilat? Păi Metropolitul Gurie n-a acceptat ca în biserică să se facă politică. Și atunci când a fost prea dur, prea neînfrânt la toate îndemnurile politicienilor, atunci ei au hotărât să-l pedepsească. Și l-au exilat, l-au înstrăinat de metropolie pe care el singur a organizat. I-au permis să revină o singură dată când a murit mama lui. Dar a fost somat să nu iasă, să nu vorbească cu enoreașii, să nu fac slujbă la biserică, în genere să nu fie văzut public. El pentru noi e model de caracter, de verticalitate, de corectitudine. A unit oamenii într-o credință, într-o spiritualitate, într-o cultură și în genere a rămas în inimile noastre și în sângele nostru ca un adevărat ierarh și conducător al bisericii. Inimile noastre, cei cu ele oare, orice nerv mă doare, n-am puteri să cânt. Vreau o alinare, dar și aceea doare, în pustietate, nu-mi vine să cânt. Pe icoanele sărate, unde au plâns soră și frate, sărutamileaș pe toate, să le sting durerea lor. Cu aducerile aminte, despre lucrurile sfinte, adunate în mici morminte, Doamne, iartă acest popor. Doamne, iartă.